Vremea asta, vremea și vremurile ne strică până la urmă concediu. Mihai, vreau să-ți propun înainte de a vorbi despre ce se întâmplă în România și avem subiecte. Vreau să facem o vizită, ca să zicem așa, peste ocean și să discutăm despre ce se întâmplă acolo. Tu ești un om care a scris o carte despre Donald Trump. Eu sunt un admirator al lui Donald Trump. O să-mi iau, ca de fiecare dată, și foarte mult hate, cum se spune, da, pe această afirmație, da, dar asta e. Îl admir pentru că deja încep să caut, cu disperare aproape, oameni care să rostească lucruri, să nu se teamă să rostească lucruri și sunt din ce în ce mai puțin, trebuie să recunoaștem la nivelul politic de vârf. Dar revenind la chestiunea legată de Donald Trump, cum vezi ceea ce îi se întâmplă în acest... Eu mărturisesc că sunt șocat, pentru că am analizat fenomenul, m-am apucat, știu că am corespondat și am vorbit chiar în 2015 pe subiectul ăsta și am avut și o întâmplare nefericită în viață. În iarna lui 2016, fiind și foarte singur, m-am apucat pur și simplu să stau 12-14 ore pe zi printre hârtii, printre tot soiul de cărți care îmi explicau cumva geneza Americii, proiectul american, excepționalismul american și la final această foarte ciudată inserție în narațiunea americană a globalismului, care ne spune în esență, stați fraților, că nu e nimic special când vorbim despre Thomas Jefferson, când vorbim despre George Washington, când vorbim despre inovațiile Americii, nu? Noi am crescut cu această admirație când ascultam vocea Americii sau Radio Europa Liberă. Noi știam că ăștia care au ajuns pe lună sunt cu adevărat excepționali. Ei au inventat aerul condiționat care ne face pe noi, nu, să vorbim agreabil. De asemenea, ei au inventat mașina, nu, automobilul. Acum tu ți-ai luat, cred că, un automobil foarte, foarte modern, tot în America produs. Henry Ford a gândit pentru prima oară conceptul electric, ăsta, automobilul de uz larg. Americanii au fost creatori în foarte multe domenii, pionieri practic în fiecare ramură științifică. Cred că mai sunt încă. Cred că mai au potențialul ăsta și da, apare Eliade a sfârșit în America, da, și a fost cel mai mare istoric al religiilor. Brâncuș a fost făcut faimos de către americani. Deci admirația noastră, cred că și a ta, și a mea, și a multora pentru America profundă, America aia tradițională, America aia capitalistă și competitivă, America liberă, acea admirație a fost America liberă, necondiționată. Când la un moment dat, nu știu, ba un George Soros, ba un Barack Obama. Barack Obama era un mediocru avocat la 42 de ani din Chicago, fără nicio experiență politică. A fost pescuit de băieții specializați în profilare și aruncat în această vâltoare a vieții politice de la centru, din Washington DC, și a fost transformat peste noapte într-o figură de tip Mesia, a luat un premiu Nobel. Nu se știe exact pentru ce. Uitasem chestia, adică da. Nu? A luat un premiu Nobel pentru dezastrele din Orientul Mijlociu. Când stai să te gândești ce catastrofă a fost Barack Obama ca președinte al Statelor Unite ale Americii. Libia, Egiptul, Siria, toate lucrurile care s-au petrecut sub ochii lui au fost recompensate. Dar este să recunoaștem un talent extraordinar. De comunicator. Comunicator și actor. Deci tot timpul, în toate cele două mandatele, el era un vrăjitor. Era în permanență cei care într-un serial american de succes în care că juca basket, că mergea să mănânce la McDonald's, că ieșea cu doamna la un concert de muzică rock, dansa sau dădea un slam dunk, era actorul perfect. De asta a și semnat cu Netflix, nu? Da. Până la urmă. Bun, la un moment dat ni s-a spus America e toxică, America aia pe care voi ați admirat-o, America părinților fondatori care s-a eliberat de jugul britanic și care a construit o națiune de la zero, acea America este rasistă, acea America este vinovată de păcatele colonialismului, acea America are tot soiul de poveri care trebuie eliminate prin răsturnarea unui regim constituțional și prin, până la urmă, eliminarea fundamentelor, care înseamnă credință, fiindcă America a fost white, anglo-saxon, protestant, a fost construită de protestanți, cu precădere și câțiva catolici în Maryland, apoi trebuia răsturnată familia, apoi trebuia această superioritate economică a Americii cumva domolită prin mutarea centrului de producție industrială din America către China, asta a început să o facă chiar Bill Clinton, și așa ne-am trezit cu state întregi, precum Pennsylvania, Michigan, statele industriale, care au fost pur și simplu state vidate, eviscerate
din perspectiva aceasta a omului de rând, the forgotten men and women, cum se spune, nu? Omul uitat și abandonat de către sistem, pe care, iartă-mă, vreau să spun și asta, nici intelectualii nu-l bagă de seamă. Mm-hmm. Dar nu crezi că tu, în țara noastră, în România, ai vreun intelectual care se duce să stea de vorbă cu cineva din Țăndărei, să-l întrebe, domnule, matale care, uite, pe vremuri ai lucrat la o mare întreprindere, cum te simți astăzi după 30 de ani de, eu știu, viață de căpșunar? Deci s-a produs o transformare antropologică, culturală în America de nerecunoscut. Acum... O să faci o notă totuși, de ce? Românește spus, li se urâse cu binele sau a fost vorba de un... De un proiect al unor elite care au considerat, și George Soros, gândește puțin, eu tot timpul mă gândesc la acest individ, are 25 de miliarde. Acum, Robert, ai vorbit cu oameni bogați și tu și eu cunoaștem plăcerea acestor oameni bogați, ai fost acolo în inima... De a cumpăra și putere. De a cumpăra pe persoană fizică, dacă se poate, oameni politici. Da, oameni politici, și prin ei să exercite un soi de... Influență ascunsă. Da, și să joace un joc al puterii, fără a fi neapărat în lumina reflectoarelor, exact. Și le place, din spate. Bun, și dacă tu poți cu niște zeci de miliarde să suni orice președinte, orice premier al lumii și el să vină să spună să trăiți, de ce n-ai face lucrul ăsta dacă n-ai scrupule? Da. Și au apărut aceste personaje, repet, reprezentanții unei elite, din punctul meu de vedere, ruptă această elită de orice fidelitate sau loialitate față de țară. Pentru ei nu e nimic sfânt, nu? Nici, cum să spun, un pelerinaj la Mount Vernon sau în Virginia lui Thomas Jefferson nu reprezintă nimic. Știi, tu te mai emoționezi când asculți pe Elisabeta Rizia. Poate și eu vărs o lacrimă dacă l-ascult pe Petre Țuțea. Avem această legătură strânsă și sfântă, aș zice eu, cu națiunea, cu poporul, cu oamenii care au creat istorie. Ei bine, elitele, ăștia care se înghesuiau pe Lolita Island a lui Jeffrey Epstein, n-au treabă ei cu poporul, cu biserica, cu Hristos, cu familia, n-au nicio treabă. Și această ruptură totală a elitelor financiare de popor și de proiectul național al Americii a creat globalismul. Care globalismul înseamnă mă duc ubi bene ibi patria, mă duc la chinez dacă plătesc mai bine sau dacă e mai ieftină marfa. Prefer să bat mâna cu Xi Jinping decât să îl mulțumesc pe sărmanul muncitor din Michigan sau din Pennsylvania. Și a apărut Donald Trump, eroul, gladiatorul, care a spus: m-am săturat ca America să fie tot timpul în urmă, să fie implicată în războaie, ba în Irak, ba în Afganistan, ba în Siria, ba în Libia, ba mai știu pe unde, în Africa, mai nou, știi, și în Ucraina. Și în timp ce noi dăm sute de miliarde, trilioane, nu? Mii de miliarde, să vedem că în țara noastră se descompune un întreg țesut social. Pentru că drogurile pătrund ca în brânză pe frontiera de sud a Americii. Noi vedem lucrul ăsta cu ochiul liber dacă vizităm, și se întâmplă să fi fost, cred că n-am fost de mai puțin de 25 de ori în America. Am foarte mulți prieteni, am fost mereu invitat în America, am dus și cărți, am dus și conferințe și deci am văzut America foarte bine. Cred că am văzut 25 de state. De state, și am fost de peste 25 de ori în Statele Unite. Sper că cei de la ambasadă să mă lasă în continuare, chiar dacă acum avem ce un nou regim. Ce să aibă, mă, Doamne, și când te duci în Texas sau te duci în, eu știu, Florida, vezi o schimbare. Vezi că strada din orașul respectiv, Dallas, San Antonio sau, eu știu, Houston, începe să arate altfel. Vezi oameni ai străzii care pur și simplu, iartă-mă, fac caca și pipi la colți, de stradă. Și te întreb ce se întâmplă. Sunt foarte mulți, asta e, adică foarte mulți. Imaginea e îngrozitoare din punctul de vedere. Și te întreb ce s-a întâmplat cu America din anii 80, nu? Admirat, apropo, în serialele respective, Dynasty, Dallas, sau mai știu care. America aia a început să dispară, cineva aplică principiul divide et impera și gladiatorul nostru, Air Force One, ăsta, omul ăsta cu părul bălai, foarte, spun eu, foarte antipatic pentru cei care sunt pedanți, foarte neobișnuit ca stil pentru cei care ar prefera un soi de prestație universitară, academică. Dar vremurile alea s-au dus. Vremurile în care profesori universitari făceau politică, un Woodrow Wilson, mă rog, venit de la Princeton, devine președinte prin 1918, vremurile alea s-au dus și acest showman, acest businessman, care este produsul unei culturi televizuale, pe care tu o înțelegi mai bine decât mine, acest om și-a asumat rolul de reprezentant al oamenilor abandonați, uitați și bagiocoriți de acest sistem. Care tot timpul se gândesc, mâine copilul meu, dacă nu vrea să meargă la parada gay, ce o să spună la școală? Știi, minoritățile astea care nu se reproduc, dar se cam înmulțesc. Cum?
minoritățile care nu se reproduc, dar se mulțesc, cel puțin la televizor, văd tot mai multe, da, tot mai multe steaguri, tot mai multe curcube. E un curcubism, ca să zic așa, foarte, foarte insidios în această perioadă, care enervează pe oameni. Am și văzut în Canada niște musulmani, pur și simplu au dat foc la aceste steaguri ale curcubeului, pentru că s-au săturat de propagandă și de imixtiunea în viața personală sau în viața familiei. Vine Donald Trump și răspune oamenilor ăstora, sătui de această propagandă: domnule, hai să revenim la normal, hai să revenim la firescul lucrurilor. Sexul nu trebuie să fie un subiect de dezbatere publică, sexul ține de intimitate, sexul ține de o opțiune privată și nu avem voie să ne batem joc de proiectul american sau de visul american. Acest Donald Trump a luat 73 de milioane de voturi în 2020 și a fost, să știi, aplaudat și de oameni foarte educați. Victor Davis Hanson îmi vine acum în minte. Au mai fost și alți savanți care l-au susținut pe Donald Trump, însă în Europa nimeni nu pare să-l fi înțeles. Cu două, trei excepții, poate o să vorbim, cred că Berlusconi, regretatul Silvio Berlusconi, l-a simpatizat și l-a susținut. Giorgia Meloni, cred că de asemenea, l-a simpatizat pe Donald Trump și continuă să-l susțină. Dar în România, din păcate, deși pretindem că suntem o țară creștină, conservatoare, sunt foarte puține voci din establishment, da? Sunt câteva voci din opoziție. Uh-huh. În opoziție acum la adresa puterii. Dar în rest, eu nu văd foarte mulți oameni politici sau intelectuali care să susțină cartea lui Trump. E și multă, mă rog, ipocrizie, lașitate în societatea românească. Încă intelectualii noștri, nu că nici de... Bun, Trump ca Trump, dar ei nu știu pe cine să susțină la legea din 2024. Încă sunt năuciți realmente. Și aici plonjăm ușor, ușor în ceea ce înseamnă actualitatea politică românească. O să deschid un subiect sensibil. A spune că și pentru tine și pentru mine. Da? Avem o speță întâmplată în acest weekend. Se numește Congresul USR. În care, bă, mă uitam și mi-a căzut la un moment dat aproape paharul din mână. Adică pentru mine imaginile astea mă aduc în situația de a da dreptate tuturor celor care de-a lungul anilor au zis că politica, mai ales asta din România, E o curvă, e o chestie ciudată, bizară, de nu mai înțelege nimeni și aproape că am înțeles exact de ce oamenilor li se face la un dale hamid. Ca să mă explic. A fost Congresul USR la care am văzut că domnul Drulă a propus constituirea unui pol de dreapta. Pol de dreapta la care Partidul Mișcarea Populară, un partid în care am făcut parte, am fost și deputat, da, al acestui partid, avea în anii aceia niște dispute nu neargumentate, ci foarte întemeiate cu un USR care era de un progresism teribil la acel moment, ca și acum, de altfel că nu s-a schimbat mare lucru, în vreme ce PMP-ul afișa, cel puțin la momentul respectiv, dorința de a fi un partid conservator și era chiar hotărât să îmbrățișeze această cauză. Să-i vezi acum pe cei de la USR, repet, care până mai ieri erau progresiști din cap până în picioare. Și știm ce înseamnă asta. Spunând că ei vor să fie acea alternativă de dreapta care câștigă alegerile în 2024. Și să-i vezi alături pe Drulă, pe Tomac, pe Ludovic Orban, care vine și el cu forța dreptei în această construcție, invitându-și și pe Kelemen Hunor. Vai de mine, deci nu mai sunt același UDMR pe care PMP-ul, că vorbeam de PMP mai devreme, voia să-l facă praf în luptă politică, da, în anii din urmă. Adică eu mă întreb, de exemplu, unul ca Marius Pașcan, care era vice, acum cred că e vicepreședinte pe la PMP. Profesorul Marius Pașcan, da. Care mânca iredentism maghiar pe pâine, da, dimineața și seara. Sunt suficiente discuții. Mihai, vorbesc serios, deci este ceva pentru mine. Pentru mine lucrurile astea sunt realmente năucitoare. Deci cum s-o uita ei dacă vor sta la un moment dat pe aceeași cracă, așa, întinși, cracă politică, da? Să-i vezi așa, USR-ul, PMP-ul, Forța Dreptei și cu un picior măcar pe cracă aia stând așa, e și UDMR-ul. Măi, bune, deci am luat o razna. Bătălia între Ioana Constantin și Clotilde Armand îți spune ceva la sectorul 1? Erau pe...
Adică viață și pe moarte încleștate într-o luptă pentru binele poporului. Am un amic, ta mai spun, care mi-a zis bine că ai ieșit la timp. Deci un amic care încă este membru. Da. Mă pui într-o situație complicată pentru că eu însu nu mai sunt activ, știi, da, foarte bine, știu. Dar nici n-am făcut gestul ăla formal să demisionez, pentru că nu e felul meu de a fi. Recunosc, mi s-a părut că e important să-mi fac apostolatul cultural și să las oamenii mari, importanță națiunii, să dezbată ei viitorul. Și am văzut așa, am văzut o reacție cel puțin. Sunt oameni supărați în filiale care spun, domnule, noi nu vrem să mergem cu USR-ul și s-ar putea să rămână alături de domnul Cristi Diaconescu, care are un avantaj. Unul, cel legal, el este recunoscut la Tribunalul București ca președinte. Și al doilea avantaj pentru domnul Diaconescu este că e un om moderat care are, atenție, o intenție de vot foarte bună în sondaje. Peste ceilalți lideri menționați de tine. Apropo, eu cred că este peste fiecare dintre cei menționați de tine. Poate chiar și adunați. Aproape de 20%. Domnul Diaconescu nu este un personaj care să se ducă prin teritoriu și să facă o animație de tipul ăsta în stilul lui Traian Băsescu, dar este un om care are o moderație prudentă, conservatoare, în sensul european al termenului, nu de taliban. Și acolo eu cred că se poate crea o, dacă vrei, o mișcare care este alternativa la mișcarea domnului Eugen Tomac, pe care eu o recunosc. Nu îl pot înțelege. Deci poate că sunt calcule care îmi scapă, dar i-am spus și ce spun acum public, am spus în interiorul partidului, am spus și în privat. Să te duci acum cu liber cugetătorii, cu liber schimbiștii și cu ultra-progresiștii, ca să-l cităm și pe Caragiale, care au combătut referendumul pentru familie. Da, bravo! Uitați. Și să le spui, domnule, că știi, de fapt, în 2018 a fost o neînțelegere, nu merge, da? Electoratul va respinge această alianță, în ghilimele, așa cum apa respinge uleiul, da? Nu poți să pui ulei în acest pahar cu apă și să creezi o sinteză între cele două molecule, nu? Se vor respinge natural. De ce? E și firesc. Eu sunt de acord să existe în România un partid care reprezintă acest curent globalist, liber schimbist, ultra-progresist. USR Tineret, de pildă, sper, eu îi încurajez să facă lucrul ăsta, nu? O să fie în stradă acum la marșul ăsta gay sau cum se numește, Pride, nu? Că înaintea căderii vine mândria, ne spune și Biblia lucrul ăsta, și atunci trebuie să mărșăluim și noi pe acest bulevard al mândriei naționale. O să renunțăm la tricolor, o să punem nou curcubeu și poate că domnul Tomac încet, încet o să fie și el de acord. Acum, dincolo de glumă și de satiră, Robert Turcescu, știi care este ipocrizia? L-am văzut și pe domnul paleolog înghesuindu-se să aplaude acest pol. Noi avem în 2024, Robert Turcescu este despre Europa. Deci, bun, eu nu știu ce crezi tu, dar eu cred că puține se mai pot face în țara noastră. Eu cred că bătălia se mai dă la Washington și la Bruxelles. Acolo, în zilele astea, se decide noul lider al mișcării conservatoare europene, care este, repet, doamna Giorgia Meloni, urmașa de drept a lui Silvio Berlusconi. Asta apropo de moștenire, că uneori te întrebi ce lasă un mare om politic. Uite, de bine, de rău, în Italia există o forță, Fratelli d'Italia, 25%, da, care merge pe făgașul pe care l-a, într-un fel sau altul, desțelenit prima oară, nu, marele Silvio Berlusconi. Cu plusurile și cu minusurile sale, minusuri în viața privată, dar plusuri în viața publică. Bun. Domnul Băsescu a fost un om care și-a propus niște reforme și a dorit ca țara asta să meargă într-o direcție. Eu mă întreb, se va regăsi Traian Băsescu, votanții lui Traian Băsescu, se vor regăsi în propunerile domnului Drulă, domnului Barna, domnului Nicușor Dan, cu care știu că domnul Băsescu personal, nu, a intrat în coliziune de câteva ori. E o întrebare. Eu cred că nu se va întâmpla deloc acest lucru. Și în 2024 avem, spuneam, alegeri, cred că în 6 iunie, dacă nu mă înșel, la începutul lunii iunie, în 2024, care decid soarta Europei. Eu nu sunt atât de sceptic încât să spun că nu mai e nevoie de UE sau că nu mai e nevoie de unitate. Cred că în unire stă puterea. Dar unirea pe ce o construiești? Pe valori ar trebui, nu? Pe niște principii. Și Europa creștină, pe care amândoi o iubim și o admirăm, din păcate nu mai este normativă pentru mulți politicieni. Și vreau să te întreb eu pe tine, dacă știi, care sunt prioritățile grupului ALDE din care USR face parte? Adică, ce reprezintă USR la Bruxelles? Cu cine defilăm noi în 2024 la Bruxelles să schimbăm fața Europei? Cu toți cei care n-au nicio legătură cu zona conservatoare și care sunt împotriva tot ceea ce înseamnă valori pentru zona conservatoare. Absolut. Și hai să le luăm pe rând. Cei care susțin astăzi
migrația necontrolată, da? O dizolvare, practic, a frontierelor pentru ca populații extraeuropene, cele africane în mod special, maghrebiene, dar și cele asiatice, să vină și să primească loc de muncă și adăpost în Europa. Cei care susțin, spuneam, migrație, nu procreație. Și este un element interesant, pentru că nu-i așa, în Europa de Est vorbim despre suprapopulare din perspectiva celor suprapopulare, adică un exces de populație albă, heterosexuală, creștină. Avem prea mulți polonezi pe semne, avem prea mulți români, trebuie să mai aducem... O mică pauză să-l salutăm și pe Tavi Hoandră de la Cluj, ni s-a alăturat. Salut, Tavi! Ne bucurăm să te vedem, sper că ne-și auzim. Vă îmbrăzișez cu drag. Bună seara, Tavi! Duc fraza până la capăt și gândul ăsta. Deci, cei care sunt astăzi la Bruxelles, reprezentanții polului USR, vor migrație necontrolată, vor legalizarea tuturor formelor de activitate sexuală, de același sex, de aceeași orientare și mai departe. Reducerea consimțământului pentru activitățile de acest fel. De asemenea, ei doresc eliminarea dogmelor, spun ei, depășite și probabil se referă aici la doctrina creștină în particular. Și, în esență, ce-și doresc ei este ca Europa să se transforme într-un soi de experiment de tip pasteurizare a tuturor identităților locale, care să anuleze faptul că a fi polonez, croat, român, bulgar înseamnă ceva în sine. Ori acest proiect de pasteurizare a Europei, a identităților naționale, a identităților religioase, este un proiect cu care eu nu pot să fiu de acord. Tavi Hoandră, am în față o știre despre un partid german care în acest moment înregistrează un scor electoral foarte mare pentru mica lui istorie, să zicem. E vorba de Alternativa pentru Germania, AfD, care are vreo 20% în momentul de față, în vreme ce conservatorii germani sunt pe la vreo 28%. Deci, repet, e un partid creștin-democrații, care e un partid, AfD-ul, care are un procent foarte mare în viața politică germană și care, atenție, cere dizolvarea controlată a Uniunii Europene, spunând așa: răbdarea noastră cu Uniunea Europeană s-a epuizat, prin urmare ne străduim pentru o dizolvare ordonată a UE și pentru crearea unei noi comunități economice europene de interese, o Uniune a Națiunilor Europene. Toată povestea asta vine pe fondul faptului că potrivit acestui comunicat al partidului amintit, elitele globaliste ale Uniunii Europene s-au îndepărtat de mult de ideile originare ale părinților fondatori ai comunității europene, transformând Uniunea Europeană într-o structură nedemocratică, o structură care atrage din ce în ce mai multă violență și e gestionată de o birocrație necontrolată. Noi am mai vorbit, Tavi Hoandră, la un moment dat, în dialogul nostru, despre această birocratizare excesivă a proiectului european. Ei, iată că astăzi încep să apară voci care zic: dom'le, nu mai e ce credeam noi că o să fie Uniunea Europeană. Sigur, este o extremă să cer dizolvarea Uniunii Europene, dar arată un soi de disperare, până la urmă, a unor forțe politice chiar din Uniunea Europeană. Da, era de așteptat. Eu cred că, spre deosebire de Mihai Neamțu, eu cred că Europa totuși mai are un cuvânt de spus. Nu se joacă totul la Bruxelles și în America. Eu cred că America aia de hillbilly, pe care nu-i bagă nimeni acum, înseamnă, se vor supăra și băieții aia din Texas, mai au și arme. Nu cred că le va fi așa de ușor. Pe de altă parte, Europa, gândiți-vă că noi în jumătate din casele din România nu e apă caldă, mă. Și la sate se duce lumea la WC-ul. Tu crezi că ăștia o să aibă vreodată probleme cu LGBT și cu ăstea, că se duc în spate și rup o bucată de gar și să vezi tu numai LGBT, numai culori. Deci există o Românie profundă și o Europa de Est profundă, care deocamdată mustăcește și cunoaște toate micile tertipuri astea pe care le folosește acum establishmentul european de inculcare a oricărei stări de veche.
Să nu credem că toate lucrurile astea scapă așa și se duc în mințile tuturor și le transformă. Există o Românie și un est profund care a trăit sub Ceaușescu și sub toată cortina de fier, care nu poate fi păcălită, bă. Deci ei au rezistat și Europa de Est au rezistat prefăcându-se că da, ce spuneau comuniștii și își vedeau de treabă. Deci eu cred că aici se vor împiedica foarte mulți dintre europenii ăștia care acum fură bani din vaccinuri și din alte și din făcând lobby la arabi. Cred că se vor împiedica exact de buturuga mică pe care acum nu o bagă în seamă. Deci buturuga mică va răsturna carul mare. Și nu mare mult. Deja lumea începe să se prindă că asta e o prostie. Deci lumea și chiar cei foarte proști încep să se prindă pentru că ei au mizat pe oamenii foarte proști. Au distrus sistemul de școlarizare că acum, ca să ajungem la calitatea învățământului dinainte de 89, ne trebuie 10 ani. Deci au distrus prin Bolonia și toată mizeria asta de tip de învățământ, în care 3 ani puteai lua o diplomă, acum uite, s-a perfecționat. Poți lua o diplomă și dacă nu știi limba română și dacă n-ai citit decât două cărți. Asta am vrut să ajungem. Păi bă, în timpul lui Ceaușescu nu ajungeai nimic. Nici activist de partid nu ajunge dacă era eu un bob. Acum toți boii sunt miniștri, secretari de stat, ce vrei tu. Deci nu cred că totul este încă împlinit. Că, așa ai zis, foarte bine ai zis Mihai, băi, mândria. Deci au început ăștia să fie atât de mândri și atât cu nasul pe sus și așa vor cădea în abisul propriilor lor visuri de nu se vor trezi. Eu nu sunt așa îngrijorat. Da, tu ești reprezint, hai să spunem, partea optimistă din acest panel de discuții despre ce se întâmplă în România. Eu mărturisesc că am niște îngrijorări profunde, pentru că nu doar în Germania, dar în Polonia, dar în Ungaria, dar și în România, dar în Croația, dar în Franța, dar în Spania, Italia, sunt din ce în ce mai multe voci care și curente politice care se ridică împotriva felului în care arată astăzi Uniunea Europeană. Cu toate astea avem o Uniune Europeană care n-are niciun fel de tresărire. Vorbesc de establishmentul birocratic de la vârful Uniunii Europene. Nu am nicio tresărire când vine vorba de faptul că în astfel de țări înfloresc mișcări naționaliste, extremiste chiar la un moment dat. Da? Robert Turcescu. Naționalismul da. ăla tribal, sulfuros, da, tribal. Da. Tavi Hoandră, Robert Turcescu, stimați telespectatori, e o întrebare pentru mine. S-a semnat acest acord între România și Uniunea Europeană, Comisia Europeană, pentru reziliență, reconstrucție. Bun. De ce nimeni nu vorbește despre criza demografică prin care trece Europa în general, România în particular? Am dat, practic, Occidentului, unii spun, ministru Cârciu de la Românii de Pretutineni, spune că sunt 8 milioane. 8 milioane este șocantă cifra, da? Am dat Occidentului 8 milioane de oameni capabili să muncească, să aducă valoare adăugată. Unii dintre ei sunt într-adevăr căpșunari, dar foarte mulți sunt medici, foarte mulți sunt ingineri, foarte mulți sunt antreprenori, tiri și așa mai departe. Școliți pe banii României. Foarte important lucrul ăsta spus de tine. Școliți pe banii României. Veniți cu o educație de acasă, care este educația bunului simț, o etică a muncii senzațională. Românii fac, acum m-am întors de la Viena, două lucruri peste tot. Fac case și fac biserici. Casa Domnului și casa familiei. Asta sunt valori fundamentale și ei fac biserici și case fără să le zică nimeni. Deci ăștia sunt românii. Și ei, după ce au trăit 20-30 de ani, sigur, ei, românii, au câștigat ceva pentru propriul lor buzunar, dar au contribuit enorm la ridicarea nivelului economic al acestor țări. Întrebarea mea este, ce primim noi în schimb când ne uităm la satele depopulate din Vrancea până în Bărăgan, din Banat și până în Maramureș, satele României sunt pustiite. Nu mai avem populație, nu mai avem viitor biologic. Întrebarea mea este,
Ce face guvernul actual? Să discute, de pildă, în sensul de unei discuții despre creșterea demografică, despre fertilitate, despre natalitate. Dom'le, nu se spune cuvântul ăsta niciodată în discursul public, copii, mame. Aceste trimiteri către ideea de familie sunt gvazi inexistente. Vorbim numai și numai despre, dau un exemplu, despre stadioane. N-am nimic cu stadioanele, dar noi facem un stadion de 100 de milioane de euro. 100 de milioane de euro. La Timișoara, nu prea avem fotbal, dar facem un stadion de 100 de milioane. În schimb, demonizăm faptul că s-a făcut o catedrală, Catedrala Națională la București. Deci e o incoerență din punctul meu de vedere la nivel strategic. Nu adresăm, cum se spune astăzi, cu o limbă mai mult, nu romgleză, nu punem în discuție cel mai important element pentru viitorul unei națiuni, care este, dacă vrei, viitorul biologic al copiilor. Copiii sunt proiectul nostru și, apropo, viitorul nu e un loc care te așteaptă, ci un proiect care se construiește. Nu e o fatalitate de tipul legii a doua termodinamicii, istoria, în esență. Istoria e cea pe care tu alegi să-ți o faci. Și de aia pe mine mă deranjează că în discursurile pe care le aud și la putere și în opoziție, foarte puține personalități pun degetul pe rană. România se stinge sub ochii noștri și dacă nu facem ceva în următorii 10 ani, mă tem că vom intra pe o pantă absolut fatidică. Da. Păi nu-i fatidică deloc, Mihai. Pentru că tu aștepți de la Europa să ne întrebe ce mai face. Păi nu ne întreabă, pentru că ăia sunt obișnuiți să aibă colonii. Păi au un codul genetic să exploateze tot de la colonii. Începând cu mințile luminate, cu resursele și cu tot. Deci se cultivă în continuare până acest pattern al colonistului nu trece și noi nu vom fi priviți în ochi ca niște parteneri, întotdeauna va fi așa. Și când vin la putere și când vor să fie aleși în Parlamentul României oameni tineri ca voi, care se limitează să prindă o altă pleașcă, pentru că colegul vostru a recunoscut că a prins o pleașcă cu Băsescu. Acum mai vrea să prindă o pleașcă cu Drulă. Vorbești de Paleologul, păi, da. Da, băi, fratele, deci dacă așa se din comportă... Pleașcă. Nu, eu, mă. Eu sunt crescut în comunism. Nu, poate că am și eu tarele mele și vârsta mea e, pentru politică e pierdută. Dar voi, e admisibil niște intelectuali atât de bine pregătiți să aștepte o pleașcă, mă, și să ducă la stânga stângii. Incredibil, mă, ce rușine. Mai bine că săracul Conu Alecu, Paleologul, se întoarce în mormânt. Da, fariseismul acestor oameni, și aici durerea mea este acută, e următorul. Ei, în România, spun că sunt de dreapta. Când te duci să-i cercetezi pe părinților, pe mentorilor ideologici la Bruxelles, descoperi, cum a spus și Tavi Hoandră, radicalismul de stânga extremă. Adică descoperi un discurs în favoarea migrației, împotriva religiei, împotriva bisericii, împotriva națiunii. Eu cred că la Bruxelles se desfășoară o operațiune specială, în așa fel încât oamenii care pleacă de aici, la un moment dat, chiar cu idei de dreapta, sănătoase chiar la un moment dat, am un exemplu în minte, dar nu o să dăm numele neapărat. Dom'le, când ajung acolo, dintr-o dată dau în fandaxie, sunt înnebuniți, îmbrățișează toate ideile pentru încă un mandat de europarlamentar. Unii sunt în stare, cum să facă piruete existențiale fabuloase. Deodată se sucesc de la dreapta la stânga cu o viteză amețitoare și, cum să spun, în stânga aia, cum spuneai, extremă, adică n-au niciun fel de problemă. Da, și Partidul Popular European a ajuns să îmbrățișeze aceste agende. Ai văzut? Da. Am văzut curcubeu fiind iarăși foarte, foarte... Stai să ne înțelegem. Hai că nu vreau să transformăm. Îmi place să spun și eu durerea mea. Nu înțeleg de ce steagul național a ajuns o rușine și curcubeu a ajuns o mândrie. Nu am înțeles de ce lucrul ăsta. E complicat de explicat. De ce o lună de zile dedici unui subiect, repet, care ține de intimitate, dacă nu e Crăciunul sau Paștele, abia... Dar eu n-am văzut politicieni europeni să spună Happy Easter sau Christ is Risen pe Twitter. În schimb, Pride Month, am văzut pe orice cont de Twitter, la fiecare politician. Ne spun de Crăciun și de Paști sărbători fericite. Asta dacă este, spun dacă Happy spun, Holidays, da. Da, dacă. Sărbători exact. De iarnă fericite. Deci avem, iartă-mă, nu sunt obsedat de subiectul ăsta, dar am o iritare fiindcă vin de la Viena. Și m-am dus să văd muzeul... Noi aș vrea să ne înțeleagă și cei care ne privesc, și cei de la CNA și de peste tot, că te trezești la un moment dat cu unul care consideră că e aici un discurs homofob.
și că e o, nu știu, o oază din asta, o zonă în care, uite mă, ăștia au împotriva Europei un cui, au împotriva Americii un cui, au împotriva homosexualilor un cui. Nu, nu despre asta este vorba. E împotriva unei ideologii. Da, odată. Nu a unei practici sau da, a unui om. În legătură cu Uniunea Europeană, să ne înțelegem toată lumea, eu cred că datorăm enorm Uniunii Europene. În anii ăștia în care s-au întâmplat niște lucruri bune pentru România, s-au întâmplat pentru că am fost prinși în proiectul european, dar proiectul european o ia razna în acest moment, deci ar trebui să existe minți luminate în interiorul proiectului european care să apuce hățurile și să zică stați-vă puțin, hai să ne întoarcem la bazele fondatoare. Iar în legătură cu America, le-am spus multora la un moment dat, aici nu este vorba de a critica America, dar iertați-mă, administrația Biden e o rușine. E o rușine teribilă pentru tot ceea ce înseamnă politica americană din ultima sută de ani. God save the Queen, ți-a plăcut, exact. Nu? Ce să mai vorbim? Este, omul crede că e contemporan cu Elisabeta. Omul nu mai știe în lumea în care trăiește. Deci, Joe Biden este la ora actuală pentru America o problemă mare de tot, enormă. Și da? O rușine, din păcate. Și atenție, Robert, că nu e vorba numai de America aici, e vorba de lumea întreagă. Păi când tu ai teoretic cel mai puternic om al planetei unis, care, așa cum spune, nu știe că a murit, uite că a murit regina acum un an de zile și o ține cu God Save the Queen și multe altele, câte altele. Robert, da. Tu și Mihai, păi, noi vorbim cu atâta aplomb despre America. Păi nu uitați că în curând Ministerul de Externe ne va fișa, ne va face dosare pentru că vorbim public, pentru că scriem, și Ministerul de Externe va îndosaria. Deci, atenție, fără o hotărâre judecătorească, Ministerul de Externe ne va supraveghea, va vedea ce scriem, ce impact au, ce textele noastre sau ceea ce te vorbim. Te referi la softul pe care și-l cumpără, da, Ministerul de Externe. Da. Păi, și noi vorbim de America și ăștia sunt pe noi, deci ar putea să nu mai putem să ne vorbim la telefon în curând. Trăim o perioadă de mari experimente. Se întâmplă un lucru despre care însă vreau să vorbesc puțin, să nu pierdem ocazia. Eu vreau doar să-l semnalez la acest moment. E foarte, foarte delicat subiectul și aș vrea să avem în zilele următoare, promit telespectatorilor emisiunii Sub semnul întrebării, că vom avea o corespondență din Republica Moldova caut încă un om în stare să vorbească la modul foarte obiectiv despre acest fenomen. Avem o decizie astăzi din Republica Moldova, a Curții Constituționale, de scoatere în afara legii, deci practic de dizolvare a unei formațiuni politice. E vorba de un partid, partidul Șor, da? Al cărui fondator, nu știu ce, e fugit până în Israel, mă rog, e foarte complicată și acolo ecuația politică, dar ideea asta de a scoate în afara legii un partid politic, chestiune care se poate aplica în continuare în Republica Moldova potrivit edictului dat de Maia Sandu și pus în aplicare, cercetat de Curtea Constituțională și verdictul dat de acolo. Deci, chestia asta se poate aplica mâine cu un alt partid care nu e neapărat condus, să zicem, de un oligar de tipul Ilan Șor sau cum îl cheamă pe ăsta și cu de ciraca lui Marina Tauber, ci poate fi un alt partid care e, nu știu, nu e pe plac doamnei Maia Sandu. Eu spun atât, am văzut și în România o discuție despre eliminarea unei televiziuni. Dacă nu-ți convine... S-a cerut și desființarea unei televiziuni. Da, dar și a partidului Alianța pentru Unirea Românilor. Să ne amintim, domnul Muraru a cerut la un moment dat să fie desființat un astfel de partid, că este extremist. Bun, consider că într-o societate pluralistă ai obligația să răspunzi unui partid, unei televiziuni, unei platforme media cu argumente mai convingătoare. Acum, dacă o persoană dintr-un partid se dovedește, și aici nu e treaba mea să stabilesc, am înțeles că sunt relații ale unora din ale unor conducători ai partidului Șor cu Moscova, care au fost implicați în mod direct în acțiuni antistatale. Dacă se pot demonstra lucrurile acestea în instanță, saltă-i, umflă-i pe ea. Atunci poți să acționezi împotriva unor persoane. Probabil că ideea de a desființa partide, televiziuni care au acoperire, care au consumatori, care au votanți, nu este o idee democratică și mă tem că doar, mă rog, condițiile de război justifică asemenea măsuri, de pildă la Kiev. Și am înțeles că și la Kiev s-au luat decizii de eliminarea unor televiziuni, de eliminarea unor partide. E legea marțială acolo. Înțeleg că și o biserică va dispărea. Bun, deci
cred că această cultură democratică pe care tot timpul, nu, o ventilăm în fața, în fața, sigur, Orientului, spunând noi, Occidentul, suntem altfel, această cultură a libertății trebuie cu adevărat demonstrată. Eu sunt un om care iubește libertatea. Tavi Hondre, intrăm într-o nouă paradigmă existențială, ca să zicem așa, aceea în care, iată, cu legea în mână, ca să spunem așa, desființez la un moment dat niște partide. Eu nu știu de ce nu s-ar putea... Putin cred că a făcut și el asta. Da, păi asta, deci ușor, ușor vine și către noi. S-ar putea, dacă se va întâmpla într-o țară din Uniunea Europeană, da, să fie scos un partid din afara legii, așa, bă, poți de... Uite, bă, că noi am putut să o facem, să vezi după aia cum se înmulțește treaba asta în... toate celelalte țări ale Uniunii Europene. Mai, Robert, dar în momentul în care se spune în clar că aparatul unui, de securitate al unui minister va urmări personaje, personalități publice, le va îndosaria, va constata ce influență au asupra celor care îi citesc, fără ca un judecător să aprobe să fie urmărit în felul ăsta, băi, asta e deja o încălcare a drepturilor omului uriașă. Și asta cu desfințarea partidului, băi, mâine ăștia fac un ONG. Ce fac? Desfințează ONG-ul? Deci asta e o chestie care se întoarce de obicei împotriva celui care, dacă nu abuzează de forță, se întoarce împotriva celui care abuzează. În orice caz, văd că nu emoționează pe nimeni această prerogativă nou căpătată a Ministerului de Externe de a urmări piața presei libere și a vocilor libere din România. Pe mine mă surprinde și mărturisesc că e prima oară când aflu și am și o sincope în comunicarea asta cu forumul public, dar știu și simt că aici e un abuz al puterii executive. O democrație parlamentară trebuie să aibă un echilibru. Și când ai prea multă putere executivului, în cazul ăsta Ministerului de Externe, care e partea executivului, atunci poți să afectezi dramatic libertățile individuale și echilibrul acesta al puterilor în stat. Cui mai pasă, măi, oameni buni, despre libertățile individuale? Noului pol de dreapta. Noul pol de dreapta, sigur, se va ridica împotriva acestui abuz. Da, eu cred că suntem în etapa în care libertățile astea, cum spuneam, individuale, sunt așa, adică nu văd nicio tresărire, niciun frison în, da, asta mă îngrijează societatea și pe românească. Mine. Nimic de genul ăsta. Din păcate, tema lansată în ultimul an și jumătate este că România are o problemă cu naționalismul, cu filetismul, da, cu excesele în zona identitară. Și toată această argumentație se face în timp ce în București, dacă te duci, în orice liceu, problema principală o reprezintă drogurile, lipsa de respect pentru autoritatea profesorului, lipsa de, până la urmă, silință în actul acesta de învățare. Avem o destructurare a unor instituții, cum a fost școala, biserica, familia. Această destructurare amenință națiunea română, dar despre lucrul ăsta nu vorbim. Într-o țară din care au plecat 8 milioane de români, noi spunem că marea problemă este naționalismul. Iartă-mă, eu n-am văzut în România atâtea steaguri la poartă, nu știu, arborate, de ce nu, pe un balcon, dacă vrei, dintr-un cartier muncitoresc al Bucureștiului, câte steaguri am văzut arborate în orice altă țară occidentală. Avem un mare deficit când vine vorba de patriotism, inclusiv la nivelul elitelor. A venit un austriac să scrie el istoria Bisericii Ortodoxe, da, Române, și nu avem o replică pe măsură, dacă îmi permiți, pe măsură cu o deconstrucție punct cu punct acestor aberații pe care le-am auzit în aceste săptămâni despre vinovățiile imaginare sau reale ale Bisericii Ortodoxe. Avem, nu, replică n-avem, avem niște aplauze furtunoase, atenție, din partea inteligenției românești, da? Care, da, zice, ce bine că a venit unul din Austria să ne spună de fapt cum stau lucrurile în legătură cu Biserica Ortodoxă, că ai noștri n-au fost în stare să ne spună sau dacă ne-au spus, nu-i credem pe ai noștri. Lasă că vine unul care, tocmai pentru că vine din afara granițelor României, are o privire foarte obiectivă asupra lucrurilor, faptelor. Robert Turcescu, lasă-mă totul să observ că primul ministru al României a declarat, acesta este un lucru inedit pentru politica europeană, că el are încredere sau crede în Dumnezeu și crede în România. Și dacă așa stau lucrurile, dacă stau lucrurile în felul acesta... Colegii voștri de partid, foștii colegii voștri de partid, că dacă
vor fi puși în situația de a depune jurământul, se mai jură pe Biblie? Sau... Da, iată o dilemă pentru viitorul pol de dreapta. Da, cred că domnului Tomac o să-i cadă un pic așa la un dat. Ce cărți sfântă, da, vor fi permise de către USR la jurământ? De la Tomac nu avea, hai să fim sinceri între noi, de la Tomac nu avea nimeni așteptări, nu poți avea un cărător de geanta lui Băsescu, nu poți să așteptări. Bă, da, mai sunt niște oameni acolo care au citit și au scris niște cărți, mă, unde se vor ascunde, mă, când îi va scui palmea pe stradă? Nu, să o luăm așa ca, mă rog, metaforă, dacă vrei, da, că păi e o metaforă, se va supăra lumea pe ei, te rog, da, așa că nu vreau să cadă cineva că incităm în vreun fel la violență, Doamne ferește să se ajungă acolo. Mulțumesc foarte mult. Și la biroență, nu mă imaginez scena. Nu, e o derută teribilă, e o derută teribilă, iar intelectualitatea românească aia câtă mai există, ar trebui să fie prezentă în spațiul public și sunt pe sub mese, pe undeva, nu mai sunt pe nicăieri. Nu mai sunt pe nicăieri. Totuși, uite, mai sunt și excepții. Tavi Hoandră, Mihai Neamțu, care îndrăznesc încă să rostească lucruri în spațiul public. Mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiunea din această seară. Ne revedem mâine, doamnelor și domnilor, de la orele 12 în emisiunea, în podcastul High Live de pe canalul de YouTube Hai România și seara de la orele 20 aici pe Metropola TV în emisiunea Subsemnul Întrebări. O noapte liniștită urmează Mădălin Ionescu Show cu Dan Farcaș și istoria secretă a umanității. O să fie foarte tare. Toate bune!